Dezvăluirea dură a lui Jador despre Survivor România al Stars Îmi pare rău că m-am dus, cumva, Jador a făcut o dezvăluire dură despre Survivor al Stars. Se pare că artistul regretă într-o oarecare măsură că a plecat în Republica Dominicană. Jador a făcut o dezvăluire dură despre Survivor al Stars. Se pare că artistul a ajuns să regrete că a acceptat provocarea celor de la ProTV pentru a doua oară. Ce s-ar fi întâmplat, de fapt, în Republica Dominicană, dezvăluirea dură a lui Jador despre Survivor România al Stars, Jador a avut parte de o experiență nu tocmai plăcută la Survivor al Stars. A plecat încrezător că va da tot ceea ce are mai bun. Însă lucrurile aveau să se schimbe radical, atât spre surprinderea sa, cât și spre surprinderea fanilor. După câteva săptămâni bune petrecute în Republica Dominicană, acesta a fost descalificat din competiție. Iar numeroase controverse cu privire la această decizie au luat naștere mai departe, deși artistul a decis să plece și să demonstreze ce poate, iată că acum acesta cam regreta alegerea făcută. Cei de la Cancan, Rol au întrebat pe Jador de ce a acceptat și a doua oară să meargă la Survivor al Stars, iar răspunsul artistului a fost unul complet neașteptat. De prost. Sincer, îmi pare rău că m-am dus, cumva. Dar totuși nu îmi pare, le-a dezvăluit Jador celor de la Cancan. Can. Rog de ce regretă artistul însă că a participat la Survivor al Stars. El recunoaște că acolo a fost judecat altfel, deși calitățile sale sunt ceva mai diferite pentru că m-am dus acolo ca un pește judecat după capacitatea lui de a se urca în copac. Nu sunt bun la asta, trebuie să stau în apă, adică în muzica mea a mai completat acesta artistul nu va mai participa prea curând la alte show-uri, după două participări la Survivor al Stars și Survivor România, dar și la alte show-uri, Jador recunoaște că televiziunea nu este tocmai pentru el și nici astfel de proiecte. Astfel, artistul cel mai probabil nu va mai fi văzut în astfel de contexte momentan. El a mai povestit sursei citate că doar dacă va exista un proiect TV care să-i placă prea mult, va accepta. În rest, artistul recunoaște că nu prea este bun la așa ceva. Dacă o să mai vină vreun proiect TV, cine știe cum să-mi placă să mai pot accepta. În rest, nu sunt bun, a mai adăugat el, Jador a mai menționat că de acum se va concentra doar pe cariera sa muzicală. În cazul în care vor mai exista propuneri, poate o să se gândească la ele. În rest însă, prioritățile lui sunt altele acum.